Hristos este viu. Sper că prin transformarea Lui și tu ești la fel. Prin mesagerii lui Dumnezeu am fost informați că împărăția a venit. Multe afirmații din Scripturi ne spun că împărăția lui Dumnezeu era prezentă în generația Domnului Isus Hristos. La întrebarea fariseilor când va veni împărăția lui Dumnezeu, Iisus răspunde, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Când îi trimite misiune, Domnul le spune ucenicilor să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. În cazul în care oamenii îi vor respinge, ucenicii sunt sfătuiți să spună scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Prezența împărăției este demonstrată și prin lucrările Domnului sus. Dar, spunea Mântuitorul, dacă eu scot afară dragi cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Acum este evident că Domnul Isus Hristos lucra cu puterea Tatălui și cu ajutorul Tatălui, ceea ce înseamnă că împărăția era prezentă. În timp ce ni se spune că împărăția este la îndemână, suntem îndemnați să intrăm în ea și să ne comportăm corect în ea, suntem îndemnați să ne rugăm ca împărăția Domnului să vină. Când îl roagă pe Mântuitorul să învețe cum să se adreseze Tatălui, Mântuitorul spune printre altele, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Ce să înțelegem de aici? Până la urmă, care este adevărul? Împărăția a venit sau va veni? Răspunsul corect este da. Pe de o parte, Împărăția a venit, este în mijlocul nostru. Dacă am ascultat de Dumnezeu și am urmat instrucțiunile Lui, am intrat în ea și trăim în ea. Suntem cetățeni ai împărăției. De altă parte, împărăția glorioasă, împărăția eternă, împărăția în toată splendoarea ei, va veni. În timp ce avem pasaje care vorbesc despre împărăția prezentă. Sunt și pasaje biblice la fel de clare care vorbesc despre împărăția viitoare. Apostolul Pavel le spune celor salvați, celor din împărăție, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Întrucât cei mântuiți erau în este clar că Domnul îi cheamă la împărăția viitoare. În a doua scrisoare către biserica din Tesalonic, apostolul scrie aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecata lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Și aici este evident că suferim acum în împărăția prezentă și vom fi găsiți vrednici de împărăția viitoare. În scrisoarea adresată lui Timotei, apostol aduce în discuție tot împărăția viitoare. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Isus Hristos care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Chiar în cazul său, apostolul spune, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Acum era evident, Pavel era în împărăție, era salvat. Dar el vorbește despre o intrare în împărăția glorioasă, eternă. Conceptul nu este străin nici de Apostolul Petru. În adevăr, spune el, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cu toate că ei erau sfinți, erau în împărăție, Petru spune că li se va da intrare în împărăția veșnică. Luca ne spune că în turneul de încurajare, apostolul Pavel îi îndemna pe frați să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Concluzia este următoarea. Domnul Isus ne-a adus împărăția. Toți cei ce au dorit au intrat și s-au bucurat în ea pe pământ, iar finalul a fost intrarea în împărăția slăvită pentru eternitate. Aceasta, apropo, explică așa de ușor de ce, în cazul celui credincios, moartea este o simplă trecere. El dezbracă trupul potrivit și necesar pentru împărăția de aici, pentru a îmbrăca trupul glorios și veșnic necesar viețuirii în împărăția de dincolo. O precizare foarte importantă în împărăția viitoare. Nu se poate intra decât din împărăția de aici. Dacă faci parte din împărăția prezentă, Continuă în ascultare pentru ca să îți asiguri locul și în cea viitoare. Dacă nu aparții împăratului aici, nu ai cum să ajungi cu el în împărăția viitoare. Am găsit în versetele care vorbesc despre împărăție și un motiv de încurajare. Să nu ne deranjeze evenimentele globale prin care trece omenirea. Mântuitorul spunea, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Mulțumim frumos că ai fost și astăzi cu noi. Sper că te-am ajutat, măcar puțin, fie să te pregătești, fie să te bucuri că ești în împărăție. Dacă ai anumite întrebări, caută răspunsul în Sfintele Scripturi. Acolo găsești adevărul. În cazul în care nu te descurci, poți trimite întrebările, frământările tale pe adresa de e-mail Vă iuga oriunde, arondiahu.com și, în măsura în care Dumnezeu ne va da lumina, vom încerca să te ajutăm. Hristos e viu, împărăția Lui este glorioasă, bucură-te de El, bucură-te de împărăție și, în timp ce trăiești frumos aici, pregătește-te pentru împărăția glorioasă.